În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ca să nu vorbim mult și tare, apropiați-vă în față. Aș considera că predica de astăzi trebuie începută cu un singur cuvânt. Sfinților Apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Sărbătoarea de 30 noiembrie, în primul rând, este o sărbătoare și națională, prin faptul că nu numai 1 decembrie, Unirea Principatelor sau cu Transilvania Mare, România Mare, este un important eveniment care vine, ci Sfântul Apostol Andrei este cel care i-a unit pe toți românii din zona Tracia, Sciția, cum îi spunea pe atunci, sub credința în Iisus Hristos, cel mai mare domn, stăpân și conducător definitiv a tuturor timpurilor, care nu-și schimbă partidul și opinia politică, ci este o singură opinie. Cel ce nu este cu mine este împotriva mea, cel ce n-adună cu mine risipește. Și iarăși spune Mântuitorul Iisus Hristos, nu am venit să judec lumea, n-am venit să o osândesc, ci să o mântuiesc. Eu vreau ca toți să fie una, să aibă viață veșnică, la cunoștința adevărului să vie și să fie una în Hristos, precum eu și Tatăl una suntem. Și întreabă la un moment dat Filip, Doamne, arată nouă pe Tatăl. Și ce îi spune? N-ai cunoscut atâta vreme cât ești cu mine, că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl. Deci, ăsta este esențialul sărbătorii de astăzi. Sfântul Apostol Andrei este unul din cei 12 apostoli. Sigur o să așteptați, sau poate chiar nu sunt mărturii exagerate nici în viețile Sfinților, sau exagerate de importante, prin faptul că viața apostolică a fost scrisă atât cât ne-au lăsat nouă mărturia. Faptele apostolilor, cele 4 evanghelii, mărturia Sfintei Scripturi și ceva izvoare istorice, din care știm categoric. Fiul de pescar, frate cu Petru, nici nu mai trebuie să comentăm, știți cine este apostolul Petru, este fratele mai mare care a fost și însurat, a fost căsătorit, a avut și o soacră, ea a greșit mult, s-a îmbolnăvit și Petru a iertat-o și l-a rugat pe Iisus să o facă sănătoasă, a luat-o de mână, a lăsat-o frigurile și slujea lui Iisus. Deci ca drept dovadă că era o femeie credincioasă. Petru la rândul lui a trecut prin aceleași încercări până la lepădarea de Dumnezeu, chiar și cu un blestem groaznic, blestemat să fiu de știu pe omul acesta, a fost iertat, a intrat în apostolie. Dumnezeu l-a chemat și a dat să-i pască oile, adică biserica este pe piatra apostolică în veacul veacului. Iar Andrei a fost un tip mai interesant. De ce mai interesant? Sfântul Apostol Andrei a fost un om interiorizat, a avut o formare de ucenicie lângă Ioan Botezătorul, cu Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, teologul, cel care are hramaci. Deci biserica care îi păstrează patronajul. Și ei au mers în pustie la Vitavara, în preajma Sfântului Ioan Botezătorul și de acolo au învățat primele lucruri despre botezul pocăinței, despre botezul cu apă. Și dacă ne uităm în Sfânta Evanghelie, avem și în Duminica Ortodoxiei o Evanghelie, chiar așa spune, că Andrei și Filip au venit, s-au întâlnit și în una din discuții întreabă, că am găsit pe Mesia, pe Învățătorul. Și la un moment dat Natanael întreabă și unde? Păi vin o să vezi. Unde i-a luat? La casa lui Iisus? La loc unde Iisus stătea atunci când locuia și el printre oameni și făcea misiune pe pământ. Și s-au dus la casa lui Iisus și l-au cunoscut pe marele învățător, deci pe arhiereul cel veșnic, pe învățătorul cel veșnic și în felul acesta avem două mărturii la Matei și la Marcu. Deci consemnate în Sfânta Evanghelie, care ne relatează două lucruri extraordinare. Întâi le spune apostolilor, veniți să vă fac pe voi pescari de oameni și apoi odată îi cheamă la apostolie, lăsat toate și veniți după mine. Deci Mântuitorul ia ca ucenici ai lui. De ce îi spune lui Andrei întâi chemat? Pentru că este printre primii ucenici, deci veniți la apostolie, deci în urma Mântuitorului Iisus Hristos, prin faptul că este chemat exact în prima chemare, în prima strigare. Andrei a umblat prin sudul Dunării, se crede că până și în Caucazul Crimeei și undeva are legătură și cu Lavra Pecerska a Chievului, că ar fi prorocit-o că va fi.
A ajuns și în ținutul țării noastre, de unde avem și mărturiile acestea. Izvorul sunt unde e peștera Sfântului Andrei și așa mai departe, dar avem și consemnări istorice, mai ales în sinaxarul Constantinopolitan, care ar fi venit în Sciția Minor și a predicat și a adus credința creștină, dar mai avem și mărturia lăsată în învățătura Sfântului Dosoftei, Mitropolitul Moldovei, cel care treceți voi prin Iași și uitați să faceți pe o cruce lângă casa Dosoftei, este un bust cu un om cu o carte în mână, deci acesta este Dosoftei al Moldovei, care și el în viața și petrecerea Sfinților spune același lucru. Sigur că ar trebui să vă spun și mai multe, pentru că le-am învățat și la IBR, dar n-am fost atent, s-au prins numai cât a fost atunci examenul. Mărturii despre Sfântul Apostol Andrei mai sunt consemnate și în elementele faptelor apostolilor. Îl găsim, dacă vreți, aici pot să mă dau eu cu impresia și să spun așa, n-a lipsit când a înviat Domnul, n-a lipsit când s-a înălțat Domnul la cer, n-a lipsit când l-au ales pe Matia la sorți, la un moment dat se spune că într-o, cum este consemnat în epistole și în învățătura Noului Testament, că Matia chiar a fost scos din închisoare datorită lui Andrei la un moment dat. N-a lipsit nici când a adormit Maica Domnului, n-a lipsit nici la patimile Mântuitorului atunci în drumul Golgotei, deci evenimentele sau succesul una după alta, nici în arătările la care Mântuitorul s-a arătat după înviere, deci este martorul multor evenimente. Ce aș vrea eu acum, ca să nu ne învârtim în jurul unui subiect inutil și nepractic minții dumneavoastră? Trebuie să luăm logic un lucru. Orice casă, când o faci, are o temelie. Temelia o pune arhitectul cel mare, care dă formă casei. Meșterul. Acela este Hristos. Ei, temelia acestei case, numită Biserica lui Hristos, și El fiind marele stăpân și creator și cel care a format-o, a pus această temelie de cei 12 apostoli și învățătura lor, care ne-a rămas nouă până în zilele noastre și pe baza căreia se fundamentează două lucruri importante. Avem întâi Constituțiile Apostolilor, Sinodul Apostolilor, undeva prin anul 50 la Ierusalim, și datorită acestui lucru ne-a rămas ce? Simbolul de credință apostolică, adică crezul așa cum a fost rostit de apostoli, întărit în două sinode. În sinodul 1, prima parte, vă 8 articole, când veni să are să-L vadă pe Hristos mai mic ca Tatăl, și în sinodul al doilea, când deja ne-am legat și de puterea Duhului Sfânt și întru Duhul Sfânt, Domnul de Viață Făcător, care la Tatăl purcede, deci dumnezeirea Duhului Sfânt. Și de ce v-am spus lucrul ăsta? Pe baza a ceea ce au lăsat scris apostolii și învățătura lor din gură în gură, să nu credeți că Scriptura a existat de când Adam și Eva, după ce au ieșit din rai, s-au căzut Sfânta Scriptură. Nici vorbă. 3500 de ani a fost totul prin viu grai. Scurt. După aceea a venit Moise și a scris abia primele 5 cărți ale Pentateucului, sau cărțile vechi, sau cărțile de bază, legea adevărată, legea lui Moise, cea mai concretă scriptură. Și apoi au venit și scrierile anterioare, și profețe, și așa mai departe. Și până la venirea lui Hristos s-a întregit Vechiul Testament. De la venirea lui Hristos, când a predicat Hristos, poate să spunem așa, undeva între anul 28 până la 30, că a avut 3 ani și ceva de activitate publică. Ei, în 3 ani și jumătate de activitate publică, toată învățătura lui Hristos are o singură mărturie în Sfânta Scriptură. Dacă s-ar fi scris toate minunile care s-au fi făcut, nici n-ar fi încăput cărțile în lumea aceasta. Consemnă Evanghelistul Ioan. De ce v-am spus lucrul ăsta? Ca să înțelegeți că au mai trecut 50 de ani. Deci Mântuitorul s-a răstihnit, s-a suit la cer, și de-abia după aceea, când biserica a început să ia contur și formă învățătura Mântuitorului, ați văzut în Faptele Apostolilor. A vorbit Petru într-o zi, s-au încreștinat vreo 3000, a mai vorbit în altă zi, s-au încreștinat ca la 5000 și a venit Duhul Sfânt peste ei. Duhul Sfânt nu era ca acum să-L cauți după, acum de tabeție, fumat și prostie, Duhul Sfânt nici nu se arată. La vremea aia venea în chip de limb ca de foc, pe om, direct.
De ce? Chiar vedeau, pentru că era nevoie de aceste minuni ca să se întărească, așa și spune Scriptura, biserica creștea și se întărea cu Duhul. Și vorbeau apostolii, de unii erau fricoși și niște pescari amărâți care prindeau. Ce credeți? Că ce activitate a avut Sfântul Apostol Andrei? Credeți că a făcut vreo școală primară sau generală sau și-a făcut liceu, și-a făcut vreo post liceală sau vreo facultate? Nimic. Avea 4 repere. Barca, balta Genizaretului l-a prins pește și l-a uscat sărat și vândut să aibă din ce trăi. Sinagoga, probabil, era elin grec, era grec, evreu grec de origine, după nume, consemnă învățăturile și izvoarele. Și în rest, familia, acasă, om sărac, spăla mrejile, cârpea mrejile, mrejile de prins pește când i-a găsit Iisus și a spus, aruncați mreaja de-a dreapta corăbii, nu vom mai face pescari de pești, ci veți fi pescari de oameni. Avem cele două mărturii, la Marcu și la Matei. Și de ce vă spun lucrul ăsta? Trimițându-le lor Duhul Sfânt, prea înțelepții ai arătat și printrând și lumea iluminat iubitorile de oameni, slavă ție. Și cum a fost treaba aceasta? Ia de acasă să vedeți. Vine știința. Pregătește profesor de toate limbile pământului, filologia. Vine doctoratul, masteratul, îi lustruiește, îi face să înțeleagă până în cele mai adânci tainele lingvistice. Duhul Sfânt n-avea timp de povești de astea, până faci tu școală, până zidești, până pui profesori, până îi plătești, până predă, până învață elevul, până se deșteaptă. Na, aici era treabă. Aia e taina lui Dumnezeu și aici i-a încurcat pe mulți la minte Dumnezeu. Vezi, noi găsim o vestigie în pământ, o mărturie a Vechiului Testament, sapă ăștia cercetătorii cu cultură multă la cap și spune asta e de 10 miliarde de ani în urmă. Cine știe de câte miliarde sau zile? Și de ce spun lucrul ăsta? Ceea ce noi ca oameni raționali măsurați de timp și moarte facem în sute sau în mii de ani, Dumnezeu face într-o clipă, 1000 de ani înainte în clar tăi. Doamne, scăză-o adierși ca straja nopții. Auzi, 1000 de ani, vezi ca ziua de ieri. Deci de ieri și până azi e 1000 de ani. Da, numără zilele dintr-un an, să vezi câte mii de ani. Și numără ani, să vezi câte milioane de ani ies. Și de ce lucrul ăsta? Ca să înțelegem că Duhul Sfânt a venit în chip de limca de foc, a intrat în capul acestor apostoli, vă dați seama ce a încărcat acolo cortexul și materia cenușie, a fixat numai nuanță de cunoștință, dar a fixat lucruri care ei nici habar n-aveau de ele. Dar a mai fixat un lucru. Puterea de convertire, deci ați văzut astăzi, avem aparatură ultra-media, care ce face? Noi mergem la un congres internațional, stăm toți în rând la o masă, ne punem galena în urechi, unul vorbește în engleză, tu înțelegi în românește dacă ești român, ăla înțelege în nemțește dacă e neamț, ăla înțelege în rusește dacă e rus. Ei, Duhul Sfânt n-a mai pierdut vremea cu microfonia și cu curentul și cu firele și cu microfoanele. Nu. A intrat în capul apostolilor și spune Scriptura. Erau mezi, parți, elini, de alt neam, greci, din Iliria, din nu știu mai unde, erau veniți din Persia. Și toți când a început să vorbească apostolii, auzeau în limba lor. Deci apostolul vorbea limba lui evreiască obișnuită și propovădea despre Hristos, iar cel ce asculta în urechea lui ajungea în limba țării lui de unde era venit. Asta e puterea Duhului Sfânt care depășește minunea obișnuită a firii. Și unde mai întâlnim un lucru ca să vedeți că nu e o minciună? O să spuneți, astea sunt povești inventate, cine a trăit atunci? Ne ducem în viața Sfântului Vasile cel Mare, care se întâlnește cu diaconul Efrem din pustie, diaconul Efrem Siru. Unul era sirian, unul era grec. Și Sfântul Vasile îi face semn din biserică și îi spune vino. Și vorbesc amândoi în grecește, de parcă erau de când lumea de aceeași limbă. Am o fi știut Efrem Siru greaca, nu știm, dar știm altceva. Că spunea ictenile în grecește, deși el nu fusese pe acolo niciodată și nu avea treabă în biserica lui Sfântul Vasile. Și l-a hirotonit și l-a făcut mai departe cleric. Asta scrie în viața învețirii Sfinților pe luna ianuarie. Și spune că se înțelegeau de parcă s-ar fi cunoscut de când lumea. Dumnezeu l-a luminat să priceapă limba pe loc, pentru că era vorba de lucrarea Duhului Sfânt. De ce vă spun lucrurile astea? În momentul în care Duhul Sfânt intervine,
acești pescari simpli care uscau pește și reparau corabia și o mai șmoleau sau reparau câte o mreajă, de data aceasta, insuflați de Duhul Sfânt, devin profesorii universitari ai întregii lumi. Apostolii dreptei credințe, de care Duhul Sfânt a spus deja cu 2500 de ani înainte de activitatea lor. În tot pământul a ieșit vestirea lor și la marginile lumii cuvintele lor. Și vă aduceți aminte, deci, cum a umblat Pavel, vă trei călătorii misionare, și Petru, cum a propovăduit și cu cât curaj s-a înfipt în propovăduirea dreptei credinței și spunea, uitați-vă la noi, dar nu suntem beți de mustul băuturii, e ceasul al nouălea din zi, era dimineața. Cum ai putea să crezi că la ora asta suntem deja obosiți de băutură? Și vorbeau de să uimea popoarele și biserica creștea și să întărea cu Duhul. Și Andrei a ajuns, Toma până în India, cum spun mai departe, alții în Asia. Deci pe tot pământul s-au întins apostolii și bineînțeles că această învățătură a întemeiat ceea ce numim noi astăzi Biserica Creștină Ortodoxă. Fericirea de a-l avea pe Sfântul Andrei pe teritoriul patriei noastre, marcat de izvoarele istorice, dar în același timp ținând cont că noi am avut și cadrul laterul în Bulgaria, nu este exclus să fi ajuns, sigur, dacă a ajuns în sudul Dunării și la malul Mării Negre, dar avem și altă mărturie că și diaconul Filip a avut treabă prin sudul Dunării, pe acolo, pe la noi, prin Dobrogea, ca drept dovadă că prima biserică atestată creștină documentară nu vine din Moldova sau din Muntenia sau din țara românească, ci în Dobrogea avem martiri peste martiri, sfinți peste sfinți și care i-au și descoperit recent săpăturile arheologice și îi cinstim noi la Niculițel martirii primilor veacuri creștine. De ce? Ca să se vadă că ceea ce se spune despre Apostolul Andrei este un mare adevăr. După temelia apostolică, noi trebuie să avem grijă acum de următorul lucru. Asta e un lucru pragmatic care nu mai ține de subiectul zilei de astăzi. Vedeți că întâlniți în viața de zi cu zi următorul lucru. Biserica apostolică penticostală, biserica apostolică evanghelistă, adventistă, baptistă, trebuie să aveți un singur lucru în minte. Când întâlniți un descreierat de genul ăsta care vă adresează întrebări, le spuneți așa: putem continua discuția cu dumneavoastră, dar avem nevoie de o lămurire. Ne spuneți care din apostoli a fost penticostal, dacă e penticostal ăla care te întreabă. Dacă e baptist, care a fost baptist? Noi știm pe toți apostolii lui Hristos și ălora ne închinăm. Iar Hristos al nostru nu e vagabond. Are o mamă, are o armă de apărare, crucea, are un loc unde locuiește, domiciliu, biserică, ai văzut nici la poliție, nu-ți face buletin dacă n-ai domiciliu. Cum și-ar putea Iisus să umble vagabond fără domiciliu? Biserica, casa tatălui meu, casa de rugăciune se va chema. Deci iată unde îl găsești pe Hristos, în casa de rugăciune. Și atunci, să aveți noțiunea de apostolic la nivelul apostolilor care au întemeiat simbolul de credință, care au fost ucenicii direcți ai Mântuitorului și care au adus adevărata credință ortodoxă. Că fata mea s-a căsătorit cu un catolic și îl deranjează pe el că eu spun, dumneata, ești catolic. Nu, eu spun la sensul rău sau jignitor. E la sensul că s-a rupt de Biserica Universală după 1000 de ani de creștinism, e treaba lor, dau socoteală, judecata nu o facem noi, o face Stăpânul Hristos, dar noi trebuie să păstrăm ceea ce am primit de la apostoli, că apostolul Pavel e foarte interesant, ați văzut? El lucră așa în săgeți, spune apostolul Pavel, Doamne, Tu ești Dumnezeu care mântuiești pe cei ce te mărturisesc în adevăr. Dacă e adevăr, e adevăr. Mai multe adevăruri, niciun adevăr, a spus Petrețuțea. Deci nu poți fi două adevăruri. Păi ori e albă, ori e neagră. Deci un singur domn, o singură credință, un singur botez. Ne păstrăm ceea ce am dobândit prin Duhul Sfânt și prin jertfa crucii lui Hristos, atunci când Hristos s-a răstihnit pentru noi oameni și pentru noastră mântuire, cum spune în crez. Și acolo spune: mărturisesc o singură biserică apostolească și sobornicească, nu 1000 de biserici, nu 2, nu 7, nu 9. Treaba celor care se duc, ei dau socoteală și își iau plata lor. Nu descalificăm religia nimănui, dar nu putem să ne depărtăm de la ce? De la lumina care vine direct de sus. Auzi ce frumos le spune magilor în sărbătoarea care vine acum la Crăciun. De la stea s-au învățat să se închine soarelui dreptății. N-au avut apostoli. Păi îți dai seama ce era în Persia,
în Babilon și în toată Mesopotamia asta, dacă ar fi fost Hristos și dacă ar fi fost la popoarele astea păgâni apostoli, cum am avut noi, au avut și ei pe unul cu sabia, pe Mahomet, de-a făcut religie, tăi în capete. Și nu s-a supus, a căzut. Hristos n-a venit în genul ăsta. Hristos, când a venit în lume, a venit blând și smerit. Un copil de 3 kg în brațele unei fete de 13-15 ani, Maica Domnului. L-a învălit în poale cum a putut, într-o iesle, acolo frumos. Boii au venit să sufle căldură cu oamenii, n-aveau căldură, erau reci, că așa e natura umană. Și a stat Hristos acolo cu minte până a crescut băiețel. A mai fugit în Egipt de frica lui Irod, a arătat că nu-și pune mintea cu prostul, apoi când a dat semn îngerul s-a întors înapoi, a intrat și în templu, le-a arătat că nu știu legea, le-a citit din lege, i-a învățat din legi și în cele din urmă s-a făcut propovăduitorul lor. Și a venit în două etape, spune Maxim Mărturisitorul. Întâi a venit în chip de doctor și i-a vindecat de bolile văzute, urmările păcatelor vechi. Și ce a făcut? Orbi au văzut, vedeți ce frumos spune întrebarea Ioan Botezătorul din temniță, chiar pe Andrei îl trimite și pe Ioan, pe Ioan Evanghelistul. Și că mergeți și întrebați, tu ești sau pe altul să așteptăm? Dar nu asta era scopul, Ioan știa exact, adică se uită Ioan, vede cerul deschis, vede Duhul Sfânt în chip ca de porumbel și mai trimite el doi uceniți să-l întrebe pe Hristos dacă e el sau altul. Îți dai seama cât de copilărească este ideea. I-a trimis ca să rămână acolo, că între timp lui să tăia capul. Și ca să nu rămână ei orfani de învățători, i-a și plasat lui Iisus. În mod indirect, ia-i, ocupă-te, sunt buni. Și în felul acesta, Iisus trimite răspuns înapoi. Mergeți și spuneți lui Ioan că orbii văd, șchiopii umblă, leproșii se curățesc, surzi aud, muții vorbesc. Și de aici au înțeles că și avem răspunsul cel mai... Avem un apostol pe care nu-l știți. Orbul din Evanghelie a fost cel mai mare mărturisitor înaintea tuturor apostolilor. Au venit toți aia din sinagogă, făceau gălăgie la el și îl intimidau. Măi, tu ai fost orb? Da, am fost orb. Tu ești fiul locutare? Da, sunt fiul locutare. Băi, și tu vezi, văd. Și iar insistau, și iar insistau. Și el foarte iritat așa, dar se vedea că nu era un om prost, avea puțină cultură de duh în el. Îi întreabă, dar ce vă tot agitați așa? Ce sunteți așa curioși? Ce ați vrea să știți așa? Vreți să vă faceți cumva ucenicii lui? Adică i-a și ironizat. L-au spurcat bine aia, nu ți-e rușine, tu ne faci, ne amestecăm noi cu secta lui Iisus, pentru că la vremea respectivă creștinismul era ca o mică sectă. La care el dă un răspuns celebru, care rămâne până în zilele noastre scris în Evanghelie. Eu nu știu ce spuneți voi. Vorbiți ce vă place, nu mă interesează. Eu știu un singur lucru. Pe cei păcătoși nu-i ascultă Dumnezeu. Și dacă El m-a făcut să văd, înseamnă că e plăcut lui Dumnezeu, că numai pe cei drepți Dumnezeu îi ascultă. Deci iată mărturia lui Hristos din gura unui apostol anonim, care n-avea nume și loc în ceata celor 12. Ei, aceste mărturii au stat la baza credinței și unirii cu Iisus, care a făcut ca toate popoarele să îi se închină, cum spune acolo, închinați-vă Domnului și vă închinați la așternutul picioarelor Lui, că Sfânt este Domnul Dumnezeu nostru. De ce vă spun lucrul ăsta? După ce apostolii au văzut toate aceste minuni, și i-a vindecat trupește, Iisus și-a dat seama că mai are de făcut un lucru. Trebuie o jertfă și mai mare, trebuie o dragoste și mai mare, o suferință și mai mare, o putere și mai mare, care ce să facă? Ai acasă la țară, da? O fântână. O curăț azi și să mălește. O mai curăț mâine și să mălește. O curăț și altă zi și să mălește. Și ce faci? Băi, am să sapă alta nouă într-un loc, sau mă cobor în asta și o sap până dau de un izvor bun. Așa a făcut și Iisus. A văzut că degeaba-i vindecă azi de orbire, că mâine orbesc din nou. Degeaba-i vindecă astăzi de lepră, că mâine se leprozează din nou. Degeaba-i vindecă de șchiopătare, că iar șchiopătează. Băi, trebuie să fac eu ceva, să caut izvorul bolii. Și atunci s-a răstihnit pentru noi oameni și pentru noastră mântuire. Și ați văzut singur, în timp ce făcea drumul de la peșteră de unde l-au prins din grădina Ghețimaniș până la casa lui Caiafa, la Petru Galicantu, care a fost la Ierusalim, la biserica cu cocoș pe ea, imediat în stânga unde sunt maicile franciscane. Deci ce a făcut? Toți apostolii au fugit.
Pe Valea Siloamului au mers, că sunt treptele și să văd și astăzi. Ce au făcut? Au dispărut toți și l-au lăsat singur. Nimeni nu l-a mai cunoscut. Și până la urmă ce a făcut Petru? V-am spus, s-a și lepădat. Dar i-a iertat pe toți, pentru că i-a știut puțin zăbavnicilor cu mintea și cu inima. Au nu să cădea vouă să înțelegeți că Iisus trebuie să pătimească ca să intre în slava Tatălui. Și le-a vorbit lor toată Scriptura de la Moise și proroci. Deci le-a vorbit numai Scriptura Vechiului Testament din cărțile Pentateuhului și din proroci. Erau singurele 22 de cărți pe care le suportau evreii și vreau să le asculte, dar legea lui Moise era de bază, era rădăcina tuturor învățăturilor Vechiului Testament și a Vechiului Așezământ de care ținea iudeii din spiața lui Veniamin și al lui Iuda, deci pe linia pe care vine Mântuitorul, pe linia davidică. Și atunci, când le-a descris toată Scriptura și li s-a deschis urechile, l-au cunoscut la frângerea pâinii, deci liturgia Noului Testament, au înțeles că sfințenia e o nouă cale, deci să pune punct la fapta cu lopata, să trece la fapta cu mapa, cu mintea, deci de a gândi intelectual, nu ne-a mai dat cu palma. Și au trecut în noua religie a iubirii, care înseamnă har, putere și adevăr în Iisus Hristos. Deci temelia apostolică acestei biserici în care noi trăim și ne hrănim și mâncăm nu stă pe baza prescurii sau a colacului sau a vinului sau a lumânării. Acestea sunt ofrandele celor morți, cum spune la Baruch. Am frânt pâinea și vinul pe mormintele părinților noștri în amintirea păcatelor făcute în Babilon. Când s-au dus în robia Babilonului, s-au luat pădracii de iduri, s-au închinat popoarelor Hananei și tuturor popoarelor păgâni și le-au luat obiceiurile. Dar întreaga esență creștină se condensează pe un singur lucru, pe învățătura celor 12 apostoli, și noi ne mândrim cu Andrei că ne-a socotit vrednici la vremea de atunci de a călca o palmă de pământ din pământul ăsta, chiar dacă pe acolo au trecut cotropitori. Păi deschideți cartea de Iberie și o să vedeți că de prin secolul 4, după ce s-au terminat episcopeia vrednici ai Tomisului, o bucată a stat pustiu până prin secolul X, nici nu se mai știe ce a fost în Dobrogea. Deci pur și simplu au trecut popoare barbare una peste alta și au șters totul. Credeți că acum duci la primărie și te plângi, s-a spart de la gardul și a intrat cu mașina o gradă, trecea năvălitori, ardea din temelie. Când au trecut romanii prin Ierusalim, deci noi mergem azi să vedem Ierusalimul, nu? Și ne închinăm la sfintele locuri. Păi tata, afară de Betleemul original, care și biserica aia e reparată de câteva ori, sunt mozaicile, le-ați văzut sub sticlă. Afară de biserica Sfântului Mormânt, unde-i mormântul. Tot Ierusalimul ăla a fost arat de vreo 6 ori, deci acolo n-a rămas piatră peste piatră, aia nu-i minciună în Sfânta Scriptură, când se spune. Deci toate au fost tot reconstruite, la fiecare sultanat, la fiecare împărat păgân care venea, pentru că creștinii erau legați de sfintele locuri, să repara cetatea, că ieșea banul de aur când treceau călătorii să închine la porțile Ierusalimului. Și Ierusalimul tot s-a refăcut, că a fost voia lui Dumnezeu, așa a fost să fie. Dar original atât ai. Deci nu te aștepta să mergi în Ierusalim, spui tu mâna pe pietre de 2000 de ani. Nici vorba. Au trecut sultan peste sultan și împărați peste împărați, au arat acolo, au sămânat mac. Au dat și cu sare la anul 70. De ce lucrul ăsta? Pentru că Mântuitorul s-a supărat pe poporul iudeu, pentru el a venit, pentru el s-a jertfit, pe el i-a iubit, așa cum a făcut și Pavel. Să nu credeți că Pavel a fost un apostol care abia i-a așteptat pe asiatici și pe greci și pe mediteraneni să vină la credință. Nu. El tot timpul a avut dorința să mântuiască pe semenii lui, pe evreii lui. A murit cu această supărare sau chiar a trăit cu acest ghimpe în sufletul lui, că tocmai ai lui nu l-au primit niciodată. Tot timpul unii îl urmăreau, iudeii căutau să-l prindă și să-l omoare. A avut și el fericirea și norocul că i-a jonglat tot timpul. Era cetățean roman, trebuia judecat după legea romană. Nu s-a putut lua evreii de el. Când era închis într-o închisoare, a spus, nu trebuie să mă duc în cetatea mea, și l-a trimis la un proconsul, la altul, cu o scrisoare, adică Duhul Sfânt lucra prin oameni, nu lucra prin altceva. Și s-a trezit Pavel bătrân, propovăduind și scriind epistole peste tot pământul Europei și peste toate țările balcanice,
și ne-a lăsat nouă această capodoperă, scrierile Apostolului Pavel, din care nu sunt altceva decât exegeze de viață pentru toate neamurile. Și peste 2000 de ani Scriptura are aceeași valoare și morala are aceeași valoare. Deci temelia apostolică a Bisericii în care ne rugăm este temelia adevărului din Iisus Hristos. Amin. Amin.